Bună ziua și bine v-am regăsit! Ne aflăm în Constanța, la malul mării. O avem alături de noi pe Diana Slav, cu care vom face minunata noastră incursiune de astăzi, dar cel mai bine o las pe Diana să ne spună ce vedem astăzi. Bună ziua și bine ați venit! Astăzi o să facem un tur al centrului vechi al orașului Constanța, care, deși pare micuț în această peninsulă de un kilometru, o să vedeți că are foarte multe povești foarte bine ascunse și sper să vă surprindă cât mai plăcut. Poveștile ne plac întotdeauna. Așa sper și eu. Eu încep turul de obicei de aici, pentru că am pe de-o parte harta așezărilor antice din Dobrogea, chiar dacă ea momentan nu este în forma ei cea mai bună. Știu că urmează să fie refăcute niște elemente, să și văd că au dispărut de altfel de pe perete. Harta este din anii 70 făcută și cu siguranță avea nevoie de niște reabilitări, dar ne arată toate cetățile antice pe care le-a avut Dobrogea. În lateral, în dreapta, avem cu verde și cu roșu numele antic și numele actual al fiecarei localități, inclusiv distanța în kilometri de la Constanța la fiecare din ele. Ceea ce, la fel, eu zic că ajută pe orice turist care ajunge prima dată în zonă. În mijlocul hărții, unde scrie Tomis și Constanța, aceea nu este o insulă. Am turiști care mai au această dilemă, mai ales străinii, au impresia că pot să fie o insulă în Marea Neagră. Este peninsula pe care ne vom plimba și noi. Toate cele dreptunghiuri micuțe ieșite în evidență, de fapt, reprezintă ruine din cetatea antică a Tomisului, care s-au găsit în tot perimetrul acesta de peninsulă, și marginea aceea frumos făcută în trepte, să spunem așa, este exact zidul din spatele nostru, care este zidul cetății Tomis, atât era de mică cetatea. Aici era zidul de apărare, pentru că ei, de fapt, așa aveau cetatea fortificată, poate mai erau localități, dar în caz de război trebuiau să se ascundă. Zidurile pe care le vedem noi, de fapt, sunt din secolele 4-6 după Hristos, deci sunt de la sfârșitul Imperiului Roman. Istoria noastră este un pic mai veche, noi suntem fondați de Imperiul Grec, probabil mai știm de pe la școală, în secolul 6 înainte de Hristos. Iar cea mai veche cetate antică pe care o are România o găsim la Histria. La fel, un obiectiv pe care eu îl recomand tuturor să se ducă să-l viziteze, mai ales dacă sunt cu mașinile proprii, nu există transporturi organizate până acolo. Aceea are cea mai mare vechime și a fost și cea mai longevivă. A avut 1400 de ani neîntrerupți de cetate locuită, din secolul 7 înainte de Hristos până în secolul 7 după Hristos. Și a pierdut importanța din cauza faptului că era ieșirea la mare. Se vede oarecum și la hartă, unde avem un mic templu, undeva sus, unde sunt cele două pete negre. Acolo petele acelea negre, unul este lacul Sinoie și unul este lacul Razem. Cam pe acolo era cetatea Histria. Ei, acele două lacuri, de fapt, erau golful care ieșeau la Marea Neagră. În momentul în care s-au colmatat, colmatarea este un proces natural în care se închide acel golf cu nisip și cu alte aluviuni, și a pierdut, evident, importanța geopolitică. Și atunci Tomisul a crescut, de altfel, în importanță. Tomis în limba greacă însemna lamă de cuțit. Și dacă ne uităm acum la această peninsulă, vedem exact ce spun. Așa, simbolic, să spunem că este o lamă de cuțit, un pic ciuntită. Neața. De aceea avem și toate acele nave care ne arată că aici s-au dezvoltat datorită comerțului mare, care venea, evident, din zona Greciei. Erau mai multe zone din Grecia în care fiecare își făcea câte un polis aici. Tomisul era pe de-o parte, Calatisul, Mangalia din zilele noastre. Și după aceea aveam Sulina și Sfântul Gheorghe, care Sfântul Gheorghe are clar numele dat de genovezi, San Giorgio, venit un pic mai târziu. Legat de partea aceasta de medieval, că ziceam de genovezi, mai avem o cetate care la fel momentan nu este reprezentată pe hartă, dar o recomand eu, singura cetate medievală destul de bine conservată în Dobrogea, Enisala. Enisala este numele turcesc, numele genovez inițial era Heraclea. Și turcii au schimbat numele, Enisale se pare că însemna satul nou. Dacă ați fost sau dacă o să mergeți, o să vedeți că și acolo se ved resturile din zidul de apărare și doar un singur turn rămas în picioare. La fel, acolo se adăposteau femeile, copiii și oamenii bătrâni în caz de atac din partea turcilor. Singurul domnitor român care a ajuns în Dobrogea, de fapt, pentru că noi aici am avut sciți, traci și multe alte triburi, inclusiv numele de Dobrogea vine de la Dobrutin, era un conducător de origine slavă care avea, așa să zicem, o despoție, deci conducerea un pic militară și mai despotică în zonă. După aceea a ajuns Mircea cel Bătrân la noi, undeva în 1380-1392, dacă nu mă înșel, s-ar putea să dau rog un pac acolo, până în 1400, Mircea cel Bătrân a cucerit zona aceasta pentru că și-a dat seama de importanța ieșirii la Marea Neagră și se semna domnitor al țării românești și despot al Dobrogei. Deci și el se semna ca fiind despot al Dobrogei. Se considera că fiind acest mix de triburi nu putea altfel decât cu despoție să le ții un pic în frâu. În momentul în care am murit Mircea cel Bătrân, atunci am devenit noi partea Imperiului Otoman, deci undeva după 1420, și în cărțile de istorie am învățat că am avut independența la 1877.
Da, dar negocierea politică a mai durat un an de zile până am devenit, de fapt, partea României din punct de vedere politic și recunoscut la nivel internațional. Și se pronunța în perioada respectivă Kyustenge. Constanța vine de la Constantin cel Mare și sora lui Constantiana, sora sau soția, eu mai trebuie să mai văd niște surse istorice, iar Kyustenge era turcist pronunțat numele orașului. S-a revenit la denumirea de Constanța în momentul în care am devenit parte a României. A mai fost un moment interesant în perioada respectivă. Pe la 1860 a fost un alt război al Crimeei. Uite cum istoria se repetă, din păcate. Ne-am avut niște ofițeri britanici în zonă și francezi, de altfel. Avem o secțiune întreagă la cimitir dedicată acestor soldați francezi care au murit, cu o statuie cocoșul galic. Dar ofițerii britanici au fost mult mai practici în zona noastră și au văzut potențialul unui port care încă nu era bine dezvoltat. Noi la momentul ăla eram undeva, să zicem, un sat pescăresc. Nu eram atât de importanți. Brăila era mult mai dezvoltată. Megidia era și ea un centru administrativ foarte important în perioada aceea. Megidia vine de la Megid, sultanul de atunci al Turciei. Și ofițerii britanici, văzând aici, să zicem, coala albă pe care puteau ei să-și facă desenele, ei ne-au amenajat, din punct de vedere administrativ, prima așezare urbană. Avem aici o casă galbenă, foarte drăguță, care are niște influențe britanice. Asta este considerată acum ca fiind cea mai veche casă în picioare din Constanța, datată undeva pe la 1865. Se pare că aici ar fi cazat inginerii pe care i-au adus la construcția noului oraș, să spunem. Și inițial era de fapt un complex de, cred că, vreo 9 clădiri. N-au mai rămas toate, o să le vedem când o să ieșim pe Bulevardul Tomis, încă o parte din acele clădiri. Acum sunt proprietate privată. Și cu pisica la geam, pentru că într-adevăr au foarte multe pisici, primăvara, vara, de obicei le găsim prin grădină, așa ca floricelele. Avem parcul primăriei, spunem noi acum, sau parc arheologic, dacă îl căutați pe Google, de obicei o să-l găsiți cu termenul de parc arheologic. Toate piesele care au fost acum expuse au și plăcuțe descriptive, ceea ce mi se pare de mare ajutor, pentru că Muzeul de Istorie are un inventar de piese antice atât de mare încât n-ar avea unde să le expună. Și atunci ce s-a putut scoate în aer liber le-au expus aici. Nu este foarte mare parcul, dar e foarte drăguț amenajat. În schimb, băncile și sistemele acestea, care nu sunt neapărat de umbră, sunt inspirate din arhitectura anilor 1900-1910, cu niște influențe Art Nouveau, pentru că avem și cazinoul, care este Art Nouveau-ul numărul 1 al României, de altfel. O să ajungem și acolo, dar aia va fi la sfârșit. Am lăsat așa, cireașa de pe tort. Vrei să intrăm în parc? Dacă vreți să facem o filmare, intrăm pe acolo și după aceea o să ieșim pe Bulevardul Tomis, că am și acolo niște povești interesante. Vara se întâmplă destul de multe festivaluri în ultimul timp aici la noi. Inclusiv aici pe iarbă au amenajat în așa fel încât să nu afecteze. Și în primăvară, dacă mai ajungeți, ăștia sunt niște, cred că cireși japonezi sau ceva similar. Sunt plini de niște flori roz foarte bogate așa. Avantajul aici este că în diagonală avem Muzeul de Marină. În latura din dreapta mea acum avem Muzeul de Artă, artă contemporană, am putea să spunem, pictură și sculptură, axată doar pe pictori și sculptori români. Și un pic mai sus să avem și Muzeul de Artă Populară. Asta ajută foarte mult în a da posibilitatea celor care vor să viziteze zona să le aibă pe toate într-o zonă compactă și să se și bucure de ele. Așa, acolo avem, da, fântâna cu cele 3 grații, 4 grații, nu mai știu câte sunt. A, nu, cele 4 zeițe, că am citit și eu pe plăcuță, că le-am dat un treasure hunt copiilor asta vară aici. A, și pentru că n-am pus grădia critice, acolo a ieșit foarte tare faza. Eu am pus cele 4 grații, în capul meu erau grații, dar nu era tu. Și jos sunt 4 grilaje și mi-a făcut poză cu cele 4 grații. Aia, mi-am cerut-o singură, să spun așa. Doar latura asta cu amfore, asta este veche, de când s-a amenajat parcul, aș zice tot prin anii 70, că țin minte că am văzut fotografiile mai vechi și de aceea s-a mers în completare și cu restul de piese care sunt în zonă. Toată zona asta aici unde au săpat, începând undeva cu 1900, aș spune mai degrabă, pentru că la noi totul s-a dezvoltat foarte mult și urban și economic după ce am devenit partea României și datorită podului de la Cernavodă, pe care l-ați traversat și voi de altfel. Atunci au venit foarte mulți aristocrați, a venit și familia regală în Constanța, o să mai povestim despre asta. Și când s-a amenajat zona asta, atunci s-au găsit de fapt primele ruine și le-au lăsat așa cum sunt, tocmai ca să rămână ca istorie. Erau niște proprietari care aveau terenuri aici și o să vă arăt când ne întoarcem o casă
care și-a construit casa peste drum, tocmai pentru că au trebuit lăsate zidurile pentru el. Ai grijă că se termină asfaltul. Iar aici vedem încă o parte din zidurile cetății. Se vede că sunt două tipuri de piatră, o piatră foarte bine lucrată și o piatră mai veche. De asta spuneam că romanii doar au construit peste ce făcuseră grecii. Și în clădirea care este acum în construcție, după ea se găsește Teatrul de Stat. Sau Teatrul Fantazio, cum era el știut înainte. Este în reabilitare. După clădire. După clădire. Se vede că e, da, se vede că e șantier în lucru acolo. Au găsit și acolo continuarea zidurilor. Acum când au început reabilitarea, s-a dat peste cap tot programul, vor să încorporeze acele ziduri, să pună podea de sticlă și automat se vor prelungi lucrările. Dar mă bucură că s-a dovedit că, într-adevăr, orașul continua și în direcția respectivă. El continuă, de fapt, cam până la Muzeul de Marină, unde ați și fost voi. Avem marcate, dar nu sunt deschise la vizită, 6 basilici creștine din secolele 6, tot așa după Hristos. Și una este foarte aproape, într-adevăr, și de Muzeul de Marină. E undeva sub un bloc, nici eu n-am văzut-o pe aceea. Avem aici o altă latură din ziduri, suntem pe partea cealaltă de altfel și cu poarta de intrare. Se vede zidul vechi, iar cel pe care sunt eu, de fapt, nu este zidul vechi, este doar o continuare simbolică, tocmai ca să arate cum continua acest zid până la poarta la care am fost. Când s-a reabilitat zona, au vrut să o scoată așa în evidență. Aici avea proprietare pe teren, era un armean, este un nume care a fost foarte greu de reținut și pentru mine, Takvor Benlian, și care și-a construit casa de peste drum. Deci nu am avut voie să-și mai facă casa aici, tocmai pentru a se păstra zidurile, undeva pe la 1910, a făcut-o pe cea de peste drum, care are niște elemente de Art Nouveau, începând cu ușa și unde este ceamul rotund, acele elemente vegetale, frunza de palmier, iar după aceea la balcon un fel de scoică simbolică, plus palmierul mare de sus, unde este și mozaicul albastru. Mozaicul din Creștiu nu este originalul, când a fost reabilitată clădirea l-au pus, dar mie mi se pare că completează foarte frumos. Da, din punct de vedere vizual. Proprietăți private, toate casele pe aici. Aici erau foarte mulți greci și nemți. Nemți au, doamne, armeni, scuze. Că lumea mai are impresia că n-ați avut și evrei. Ba da, am avut și evrei, vezi că vine o baltă. Dar cumva la noi evreii nu au mai crescut din punct de vedere economic, pentru că deja aveam comercianții de la greci și de la armeni. Comunitatea noastră de evrei a fost nesemnificativă și neimportantă și din punct de vedere economic sau cultural. Grecii ne-au lăsat cea mai multă moștenire și imediat după ei vin armenii. Inclusiv Teatrul de Stat, care vă ziceam că este în reabilitare, tot grecii ni l-au construit. Este de fapt al doilea teatru al orașului Constanța, în 1925. Demostene Tranulis îl chema pe omul de afaceri care l-a construit. Ei erau o familie de 4 frați, nu aveau decât școala primară, să ai grijă la trotinete, așa. Dar erau foarte mari iubitori de cultură. Unul era pictor, unul era tenor, deci clar erau implicați în partea asta. Și acest Demostene a promis sau a făcut așa un fel de pariu cu orașul, cu cei din jur, că poate să construiască acest teatru în 6 luni. Evident că nu ești în 6 luni, ești în 2 ani, dar ideea este că l-a terminat. Iar discursul de inaugurare l-a ținut Nicolae Iorga, care este și el grec, se pare de origine după mamă. Inclusiv la primul teatru, pe care o să-l avem și pe acela în tur, tot grecii l-au construit și tot așa Nicolae Iorga a ținut discursul de inaugurare. Ne apropiem de o intersecție, la fel care îmi place mie foarte mult, și avem un bloc rotund în capătul străzii. E din perioada comunistă, undeva anii 70 spre anii 80, de fapt, dacă nu mă înșel. Din câte știu, acest tip de proiect de bloc rotund s-a mai folosit și în alte orașe din România. Înțeles că și la Cluj este unul foarte similar. Ei îi spun acolo blocul Farmec, de la spreiul Farmec. Noi aici îi spunem blocul creion, dar pentru noi are și un simbol că este poziționat așa, pentru că de aici în jos începe oficial zona istorică a orașului Constanța și aia este o bornă kilometrică între centrul vechi și orașul nou. Muzeul de artă de care spuneam mai devreme și ea clădire monument istoric. Cred că 90% din clădirile din centrul vechi sunt declarate monument istoric acum. Lista se găsește pe Ministerul Culturii, pe site. Se poate descărca pentru tot județul. Aici a fost una din primele școli primare și, dacă nu mă înșel, era denumită după Principesa Ileana, devenind ulterior muzeu de artă, cu, după cum am zis, mai multe secții și din când în când este și acea basilică deschisă pentru expoziții temporare. Și intrăm în centrul vechi. Din punct de vedere arhitectural, noi suntem școală deschisă pentru studenții la arhitectură. Chiar am avut grupuri venite special pentru partea asta. Ei fac o școală de vară și în ultimii ani chiar au făcut-o aici. Îmi place mie să fiu sarcastică, noi suntem șaurma cu de toate, dar e în sensul bun, pentru că le avem pe toate, una lângă cealaltă, noi devenim parte a
a României, de fapt, destul de târziu. Am și împrumutat tot ce a fost cultural și arhitectural din Europa foarte repede, îmbrățișându-le, dacă se poate, într-un tot unitar. Și nu prea avem neapărat un stil anume, ci avem acest eclectic care, până la urmă, ne definește. În cazul acesta avem aici o casă albă. Îmi place să le explic pe asta foarte mult copiilor. Este Art Deco. Art Deco a venit după Art Nouveau, să spunem undeva după 1920. Art Deco avea o geometrie foarte simplă, casa scărit pe lateral, știi că de obicei casele au intrarea aceea simetrică, exact, e, în cazul acesta nu mai este, ușă metalică și acele scări spiralate, dacă în București aveți tot așa. Anguste. Exact, da, și fabuloase din punct de vedere fotografic, mie așa mi se pare. Da, ce este interesant pentru, și pentru copii și în general și adulților, am văzut că le place, că are niște elemente inspirate din naval în, și pentru noi se potrivește, fiind și port. Avem fereastra rotundă de sus din colț, care este hublou de la submarine. Avem fereastra asta în V, care iese în exterior până la ușă. Asta este prova simbolică de la nave. Prova este partea din față a vaporului. Așa, lăsăm și pentru cei care poate nu știu, că și mie mi-a luat foarte mult. Eu așa am reținut. Prova sparge valurile. Așa știam, ca să țin minte prova și pupa. Aia cuvânt din pupa, cumva nu, creierul meu n-a procesat-o. Și mai avem un fel de horn, sau coș, care poate să fie inclusiv castelul, da? Iar balconul metalic, un fel de punte de comandă, puntea principală de la nave. Dar, în general, genul ăsta de geometrie simplă, colțuri un pic rotunjite sau aceste triunghiuri și cu fereastră hublou sunt, să zicem, definitorii pentru Art Deco. Mai avem și noi prin Constanța, dar Bucureștiul, din punctul ăsta de vedere, este extrem de ofertant. După aceea o să mai vină acest mix de care spuneam, pentru că unele s-au mai construit și în perioada interbelică și în anii 50. Alea din anii 50 nu ne ajută din punct de vedere estetic, dar se mai văd așa, uite, frânturi. Cum este casa asta verde, ea e numită un fel de stil colonial. Dar ea nu mai este datată atât de veche ca cea galbenă de mai devreme. Asta este datată undeva pe la 1880-1890, deci imediat după ce am devenit partea României. Pentru că orașul de aici încolo a început să se dezvolte după 1880. Imediat o să vă arăt și zona în care a fost gara veche a orașului Constanța. Ca orice oraș, uite, în Europa se mai văd încă genul ăsta, gârile erau exact acolo, în mijloc. Și lângă aveai Palatul Regal, prefectură, primărie și alte clădiri administrative. Așa a fost și la noi, la început. Gara pe care o avem, cred că sunt 2 km distanță, acum în zilele noastre, este construită și în anii 70, în perioada comunistă. Când știm, Bucureștiul a suferit mai tare din punctul ăsta de vedere. Regimul comunist a încercat să reorganizeze și să reamenajeze orașele după, să zicem, chipul și asemănarea lor de final, nu știu dacă se potrivește. Și mai am aici un fel de mic secret, pentru că, din păcate, nu știu dacă este din reavoință sau pur și simplu lene, au crescut acești copăcei și nu se mai vede o statuie în fața primăriei. Are și ea povestea ei și până la urmă trebuie să acceptăm că este parte a istoriei noastre. Copăcii ăștia trebuiau să fie undeva la probabil un metru înălțime, tocmai ca să se vadă statuia. Turiștii, când o văd, sunt foarte curioși ce-i cu ea și ce-a vrut autorul să spună, ca la școală. Și explicăm imediat, deși o să aveți și o mică descriere aici. Da. Dimitrie Cușa. Sculptorul nu mai este în România, din câte știu, stă în Franța, dar eu am avut ocazia să-l întâlnesc pe fratele sculptorului, care era foarte trist de faptul că nu mai sunt toaletați copacii, că uite, cel chiar de lângă statuie, la ce nivel este ca înălțime. El așa trebuiau să rămână, ca să fie văzuți de pe trotuar. 10 ani de la Revoluție. Nu am o explicație neapărat oficială, decât până la un punct primită de la fratele sculptorului, este că toți ca unul, de aceea avem un singur cap, reprezentând poporul român, și Ceaușescu era unul de al nostru, îl dădeau jos pe Ceaușescu, corpul din față care refuză să plece. Picioarele multe care împing reprezintă poporul care se chinuia să-l dea jos pe Ceaușescu. Și de aia și socul este făcut în acest unghi de piedestal în cădere. Și mai este și o glumă locală. Asta vă decideți voi dacă o puneți acolo, legate de faptul că corpul din spate are organe genitale, corpul din față nu are organe genitale. Gluma locală este că tovarășa le ținea pe ale lui Ceaușescu la ea și de aia cel din față nu le are. Da, zis, asta, dacă vreți faceți cat cumva acolo. Relevant. Da. Să știi că punem tot ce... Bine. Fii liberă. Cât se poate. Eu sunt, știi, dar am tendința să devin uneori foarte critică și nu știu dacă e neapărat bine. Mai avem aici o mică moștenire britanică, clădirea asta verde deschis, inclusiv cealaltă făcută gri cu galben. E interesant în contrastul, nu știu dacă sunt neapărat mulțumită de el, dar important este că se reabilitează oricum ar fi.
Aici a fost Hotel Bristol, în clădirea verde. Iar dincolo, unde este cafeneaua la parter acum aproximativ 100 de ani, dar a continuat până prin anii 30 și se spunea Farmacia Britanică. Primul medic al orașului Constanța, când a început să dezvolte, spuneam de acești britanici, a fost un medic englez. Și el își făcuse aici o farmacie britanică, al cărui nume s-a păstrat de, ziceam, până în anii 30, chiar dacă nu mai era acel doctor care să conducă acea farmacie. Da, sigur, la etaj sunt familii, toate sunt proprietăți private în general. Nu pare să mai fie și acum vreo câțiva ani, chiar înainte de pandemie, știu că și căzuseră niște bucăți la un moment dat din decorațiunile exterioare sau de la un balcon. Mai sunt câteva care sunt încă în administrarea primăriei și știu că deja au făcut și ei un plan de a începe să-și reabiliteze propriile clădiri, pentru că ei pe de-o parte dau amenzi proprietarilor de clădire care nu își fac reabilitarea, dar e cazul să arate și ei puterea exemplului că se ocupă de asta. Și deja o să fie, sunt câteva, chiar una o să vă arăt, pentru că are la fel poveste britanică în spate și a fost reabilitată de primărie. Tot aici în zona am mai avut și unul din primele cinematografe, cred că Cinematograful Popular sau Progresul. Clădirea în sine există, cinematograful din păcate nu mai există. Am înțeles că a fost până, chiar până spre începutul anilor 90, cred că a fost ca cinematograf. Eu atunci, fiind născută în Mangalia, nu veneam la cinematograf aici, deci nu pot să am amintiri personale despre el, dar știu de la constanțeni care au mai participat la mine la tur. În clădirea asta, portocaliu roz somon, nu știu cum să-i spun, aici cândva a fost unul din cele mai cunoscute cinematografe. Așa. Mai avem aici o statuie foarte interesantă. Copiii au văzut o sabie, adulții au văzut o paperclip, agrafă de birou. Poate să fie. Ea, de fapt, e mai simplu de explicat aici și mult mai logic ca simbol. Este arc în timp. Și avem arcul, partea metalică, care încorporează în mijloc coloana de marmură, adică antichitatea, originea. Și este pus aici în 2005, dacă nu mă înșel, ca să marcheze 2500 de ani de la prima atestare a Thomisului. De asta spuneam, explicația este mult mai ușoară. Mergem și la acea piramidă, da, să o vedem mai de aproape. Deși este recentă, mie mi se pare o idee foarte bună, mai ales că este făcută privat de o asociație de veterani și care au vrut să marcheze pe de-o parte 145 de ani, cred că s-au făcut acum, de când suntem partea României, și centenarul de la 2018. Și atunci au plasat-o sub o formă de piramidă cu vârful tăiat, pe fiecare latură fiind trecută câte o personalitate care a contribuit la dezvoltarea Dobrogei și la faptul că noi suntem acum parte a României. Pentru că la independența de la 1878, de care spuneam, doar regele Carol și Mihail Cogălnicianu, ministrul de externe de atunci, au înțeles potențialul și nevoia de a avea ieșire la Marea Neagră. Parlamentul României nu nevoia, spunea că suntem o zonă de păgâni, pe care se gândeau că ar fost greu de a o civiliza și de a o controla. Doar ei au fost cei care au negociat și comunitatea musulmană și comunitatea greacă la negocieri au trimis scrisori publice la Berlin, unde se țineau negocierile, cerând să devină cetățenii României și noi Bulgariei. Înainte să traversăm, să ne îndreptăm spre statuia Lupa Capitolina, avem aici niște mozaice și ele cu o poveste de influență romană, putem spune așa, pentru că asta este o artă modernă, făcută de studenții de la Facultatea de Arte. Este făcut, dacă nu mă înșel, în vara lui 2019. Trebuia să particip și eu ca voluntar, nu mi-a permis timpul, din păcate. Am vrut să ajut la partea asta. S-a dorit crearea unor mozaice pe care să călcăm și noi cum călcau romanii acum 2000 de ani. Sunt 10 astfel de treceri de pietoni marcate cu mozaice, fiecare cu tipar diferit. Noi avem aici două și mai erau încă două un pic mai sus și împrăștiate și prin alte părți ale orașului, inclusiv la universitate. Acolo este, cred că, cel mai mare, care are capul lui Ovidiu, făcut din mozaic. Mie mi se pare o idee foarte frumoasă și o pată de culoare. Și turiștilor, în general, le place foarte mult. Și mi-a plăcut că i-a lăsat să-și pună numele în colț, ca orice artist, da. Exact. Aveți și voi această statuie la București, avem și noi și mai au încă vreo 20 de orașe din România. Nu știu dacă știți de ce. Am aflat eu, am căutat de curiozitate. Nu știm, dar vrem să așa, undeva la începutul anului 1900, uite să-l mai întrebați și pe Damian, poate mai are niște completări de informații la chestia asta, trebuie să mai caut și eu, dar undeva cred că în 1906, dacă nu mă înșel, guvernul Italiei ne-a dat 3 copii. Originala știm că este la Roma. O copie este cea de la București, mai este o copie la Timișoara și a mai fost o copie la Chișinău. Cea care există acum la Chișinău a fost refăcută pentru că în timpul războiului mi se pare că a fost topită, vandalizată sau ceva de genul acesta.
cea pe care avem noi și după aceea mai sunt încă vreo 20 prin toată România, au fost făcute mult mai târziu de guvernul României ca o formă de prietenie pentru guvernul Italiei și să arate cât de extins a fost Imperiul Roman. Așa am găsit-o ca explicații. Dar alea 20 le-am găsit chiar pe o listă, nu știu dacă chiar Wikipedia, că știu că nu e Wikipedia cea mai bună sursă, dar există lista respectivă cu toate orașele. Ce este un pic mai trist, sarcastic, distractiv, cum vreți să-l punem, istoricul recent, la București, periodic, știți că la voi dispărea statuia și o mutau dintr-o piață într-alta, pentru că se furau bebelușii, da, material bronz sau ce este, material scump. La noi, placa unde scrie Lupa Capitolina este făcută din plastic, aproximativ din același motiv, ca să nu mai fie furată. Cel puțin pe latura cealaltă chiar se văd găurile vechi de la niturile anterioare, care arată că era altă formă de placă. Și de atunci, de când le-au pus pastea, bine, acum văd că au pus și cu citat, ceea ce nu-i rău. În timpul verii, vara trecută și sper să se repete și vara aceasta, a fost un proiect finanțat cu fonduri, o organizare, o organizație care folosește inclusiv studenți de la teatru și am avut aici două postamente, dar evident temporare, cu tineri îmbrăcați în soldați romani, care făceau schimb de gardă din două în două ore, cu procesiune, foarte frumos, deci a fost foarte atractiv și pentru copii și pentru adulți, că își țineau rolul indiferent de ce se întâmpla și a fost, cred că, până la sfârșitul lunii august. Deci, uite, motiv să veniți cu copiii și să le prindeți schimbul acesta de gardă. De ce s-a pus aici statuia? Aici cândva era o piață. Noi am pierdut denumirile de piață, regimul comunist a schimbat nomenclatorul stradal și s-au pierdut toate denumirile. București, știu că are un pic mai multe păstrate. Aici era piața 23 noiembrie. La 23 noiembrie 1878 au ajuns trupele române oficial în Constanța. Exact ce spuneam, că a mai durat un an de zile până am devenit oficial partea României și probabil de aceea s-a plasat și statuia aici. Iar gara era exact în zona aceasta, de aceea am avut și parcul din zona primăriei, aici era parcul gării. Trenurile veneau de la București la Constanța, aici opreau, pentru că inclusiv familia regală venea vara aici. Ne mutăm 10 metri un pic mai încolo, că nu ne ajută copăcelul pentru vizibilitate. Familia regală venea la mare, într-adevăr venea mai mult pentru recepții oficiale, dar aveau și aici, având un record orașul Constanța. Aici au avut un total de 3 reședințe familia regală. Prima este clădirea galbenă pe care o vedem în zare. Pe gard au rămas niște panouri cu fotografii și cu descrieri în română și în engleză. Comunitatea greacă le-a montat de altfel, care arată istoria acestei clădiri. Este construită la începutul anilor 1900. Aici se țineau recepțiile oficiale. Cea mai importantă recepție oficială pe care a găzduit-o acest palat de atunci a fost țarul Nicolae al Romanovilor. Întreaga familia Romanovilor a venit aici în 1914, în iunie. Se discuta, am înțeles, o potențială căsătorie între copiii din familie. Nu s-a mai întâmplat, evident, nimic. A început primul război mondial. A fost ultima apariție publică a Romanovilor aici, în Constanța. Și dacă nu mă înșel, și ultima apariție publică a regelui Carol, pentru că era deja foarte în vârstă, bolnav și a început să nu mai participe. Acum este sediu vechi al tribunalului. Altfel de petreceri, ca să ne întoarcem iar la sarcasme. Iar clădirea de alături este și în reabilitare, cea mai deschisă la culoare. Acolo era Palatul Guvernatorului de Dobrogea de atunci, prefectul, să spunem, din zilele noastre, pentru că era numit politic de la București. Până când s-a menținut acest lucru, cum se numească de la București? 1910, așa am găsit eu momentan din tot ce am studiat. Și de acolo au început să aibă propriile alegeri. Dar și atunci totuși erau numiți, mai ales pe partea de primari și de consilieri, cei care deja erau cunoscuți aici și apreciați. Am avut primul primar, ultimul primar înainte de 1878 a fost grec. Uite pe Ioana, cea cu care veți filma data viitoare. Ajungem și la voi. Și primul primar tot grec a fost. Și după aceea s-au mai succedat și armeni și turci, dacă nu mă înșel, adică personalități locale de altfel în zona. Așa, aici avem prima primărie a orașului Constanța, pe care o să o filmați și din interior mâine, dacă nu mă înșel, da. Cu Ioana, cea pe care doar ce-am salutat-o. Ea este din 1895, Ion Socoleanu, dacă nu mă înșel, îl cheamă pe arhitect. Are mai multe clădiri reprezentative în București. A făcut niște clădiri de obicei legate de instituții, deci comandate de stat. Și există și o poveste cu caracter de legendă, că la noi, mă rog, era dispusă mai mult ca o legendă, că ar fi trebuit să fie prima biserică a orașului Constanța și că ar fi căzut cineva pe schele și a murit și că de-aia nu s-a mai făcut biserică. Nu e adevărat.
O să vă arăt care ar fi detaliul care a dus probabil la povestea asta cu biserica. S-a dorit primărie încă de la început, pentru că exact ce spuneam, noi după 1880 ne dezvoltam foarte mult și nu aveam niște clădiri cu adevărat impresionante. Ion Socoleanu făcea un stil de arhitectură, un neoromânesc cu niște influențe. Asta era oarecum semnătura lui. Dar pentru noi simbolic aici este mai mult de atât, pentru că este istoria Constanței. Avem coloane grecești la bază, asta e interpretarea mea, deci nu știu dacă e a cuiva în rest. Avem balcon de inspirație musulmană la etaj și acoperiș tipic românesc sculptat în lemn pe care îl găsim la mănăstiri și în zonele rurale. Adică cele trei etape importante ale României, ale Constanței și ale Dobrogei, România a pus capac. Asta e tot așa, glumița mea. Orașul s-a dezvoltat atât de repede încât s-au mutat de aici în a doua primărie pe care o să o avem și pe ea la tur, actualul Muzeu de Istorie, și a treia primărie este Clădirea Albă, pe lângă care doar ce am trecut. Inițial a mai fost Palatul Poștei și de undeva din anii 70-80 a devenit Muzeu de Artă Populară. S-a dorit separat ca secție, pentru că era Muzeu de Artă și Muzeu de Artă Populară, avea suficiente exponate pe care le-au aici și acum au atât de multe că fac expoziții temporare tocmai ca să le poată scoate și pe acelea un pic în evidență. Ce expune e destul de interesant și o să vedeți când o să filmați și cu Ioana, accentul pe comunități. Oficial, inclusiv britanicii la 1865 le numeau Micul Babilon din perspectiva aceasta. Statistica unor ofițeri care făceau partea asta de jurnale de călătorii spunea așa: greci, armeni, turci, tătari, evrei și niște români. Deci noi nu eram atunci, da, majoritari. S-a schimbat procentul, exact ce spuneam, datorită lui Cogălnicianu și al regelui Carol, care au invitat țăranii români să vină în Dobrogea cu promisiunea pământului pe care urmau să-l primească. Și așa s-a schimbat partea aceasta. Se păstrează partea asta de comunități. Nu mai știu acum dacă au ieșit ultimele recensăminte, dar o să zic din ultimele statistici pe care le știam. România are un total de 20 de minorități, etnii sau comunități, cum vrem să le numim. Dobrogea are 18 dintre ele, adică avem cel puțin câte un reprezentant din fiecare, ne lipsesc între ghilimele cehii și croații, și orașul Constanța și orașul Tulcea au și acum 13 minorități, care locuiesc în continuare fără nicio problemă, din aceasta inclusiv religioasă sau culturală. Recordul pe care îl avem doar noi în Constanța și nu am reușit să-l înregistrez în Guinness, am încercat, dar nu am încadrat mai întâi la număr de cuvinte și după aceea nu mai știu ce trebuia să mai dovedesc, o să mai văd dacă mai reușesc că au schimbat iarăși regulile. Peninsula asta, în linie dreaptă, are un kilometru. Suprafață 0,25 km2, că am făcut cu Google Maps, cu tot, ca să le dovedesc. Ei, în acest areal foarte mic, după cum spuneam, avem 8 lăcașe de cult de religii diferite. Nu sunt 8 religii, sunt, să zicem, poate am putea toate să le extindem. Da, toate în suprafața asta. O să le facem un tur. Okay. Pentru că, după cum vedeți, totul este foarte aproape unul de celălalt și foarte compact. Și o să intrăm acum, mergem mai întâi să vedem cel mai vechi lăcaș religios, care este o moschee. Te rog. Detaliul de care se leagă este de acoperiș, care se leagă nu. De faptul că e biserică? Nu, detaliul de care se leagă, care a fost biserică, este în spatele clădirii. După ce vedem moscheea, o să o luăm pe o străduță care are și ea o poveste aparte, pentru oameni mari, asta este. O să folosesc niște cuvinte care să nu îi facă pe părinți să dea explicații suplimentare copiilor. Și atunci vă arăt și acel detaliu. Da, a trebuit să-mi adaptez de multe ori prezentarea, tocmai pentru că, folosind acele cuvinte, mami, ce e acea tanti, acea doamnă care prestează servicii. Și atunci am înțeles, ok, pot să dau povestea fără să îi pun pe părinții în dificultate, niște vârste fragede au timp să învețe, dar nu e cazul de acum. După cum vorbeam de multiculturalism, ia uite ce frumos avem aici, patiserie turcească, este fabuloasă, vă recomand pentru snack. Așa, cu grijă, o să intrăm și noi aici un pic în curte, pentru că avem deja cel mai vechi lăcaș religios al Constanței. Geamia Hunchiar. Hunchiar înseamnă conducător de origine militară, iar geamie și moschee, de fapt, ele sunt sinonime în dicționar. Doar la noi, în Dobrogea, se face o diferență. Moschee este cea cu rol de catedrală, cum ar fi la noi la creștini. O să ajungem și la moscheea Carol un pic mai încolo. Mai mare, probabil. Da, este și mai mare și acolo ține slujbă imamul lor pentru Dobrogea. Pe plăcuță scrie 1868, mai este o plăcuță pe lateral pe care scrie 1869 și eu am găsit în alte surse istorice 1862, ceea ce o face ca fiind cea mai veche. Azizie vine tot la fel de la Abdulaziz, sultanul Turciei de atunci, iar plăcuța asta de marmură este chiar originală. În caractere arabe, de la dreapta la stânga, semnătura prin care aproba construcția acestei moschei. Și de eu folosesc ambii termeni. Ăsta este un simbol pentru Allah. Ei au 99 de simboluri diferite pe care o să vi le arăt expuse la cealaltă moschee, la moscheea mare.
99 de simboluri pentru, pentru Allah. Da, că poate să fie Allah cel bun, Allah cel răbdător, Allah cel înțelept, Allah cel răzbunător. Fiecare are alt caracter. Mai este interesantă ușa și după aceea ne ducem și către minaret. Pentru că, bine, acum datorită telenovelei Suleiman Magnificul, destul de multă lume știe că floarea națională a Turciei este laleaua. Olanda a făcut-o celebră prin acest comerț care se făcea dinspre Occident, cu mărfurile coloniale, să spunem așa. Bulbul de lalea știm că a avut valoare mai mare decât aurul la un moment dat. Și la Istanbul se face și acum festivalul lalelei. Și de asta este expus aici pe ușă. După aceea facem așa ca un mic treasure hunt la moschee, dincolo să le căutați singuri, pentru că alea sunt mult mai ascunse în sculpturile moscheii. Și avem aici un minaret mititel, în ăsta nu avem acces. În moschee, dacă este deschisă, aici trebuie să ne acoperim, respectăm regulile și să ne descălțăm. În cealaltă moschee în care mergem, dacă mergem doar ca vizitator, nu trebuie să facem asta. Am mai avut, da, un istoric venit din Germania, era efectiv un șoc, a trebuit să repetăm filmarea, pentru că lui nu venea să creadă că eu pot să intru fără să mă acopăr într-o moschee, știind cât de stricți sunt la regula asta. Inclusiv vara mi-a plăcut, sunt foarte relaxați, având turiste îmbrăcate foarte sumar, că este vara, am întrebat, este vreo problemă? Că știu că ei sunt mai conservatori. Și au zis, nu, sunt în vacanță și este normal să vină relaxat să se simtă bine. Nu au venit ca să ne facă nouă, să ne prezintă o formă de disrespect, când vine în engleză mai ușor. Ceea ce mi s-a părut foarte frumos din partea lor. Și o altă chestie care i-a impresionat pe turiști, că întrebau, băi, băi, ce faceți noaptea? Ei nu cântă noaptea. Și am întrebat, dar voi cum faceți? Păi da, nu avem nevoie, de ce să-i deranjăm pe oamenii care locuiesc? Că nu sunt neapărat musulmani de-ai noștri. Eu prin musulman mă refer și la turci și la tătari. Folosesc aplicație. Și musulmanul știe când trebuie să roage, n-are nevoie să-i mai urle imamul de afară, da. Ceea ce mi-e la fel, o formă de respect pentru cei din jurul tău. Nu trebuie să-i deranjezi pe toți când ai tu de făcut rugăciunea. Așa, minaretul ăsta mititel, săracul a fost faultat la o furtună, de-aia este acoperișul acolo un pic sărit și semiluna, care probabil a funcționat ca aparat răznet, dacă nu mă înșel. Dar, pe de-o parte, observăm la clădire o piatră fosiliferă, o să mai avem piatră din asta extrasă din mare și se vede că este o piatră mult mai galbenă față de minaretul de turn, care are o piatră foarte albă. Se pare, pentru că nu mai au cum să verifice decât dacă ar extrage piatra de aici, că minaretul s-a construit cu pietre de la cetatea Tomisului. Materie primă, gratuită, la îndemână, nu vreo rea intenție că trebuie a distrus. Asta se întâmplă peste tot și nu doar în România, ci și în Europa. Și acum doar ce am văzut că intră cineva, deci înseamnă că urmează momentul de rugăciune. Vinerea, la prânz, este ora lor de rugăciune principală. În general, atunci aici vin persoane în vârstă și acolo nu prea vor vizitatori. Cealaltă moschee este ok cu vizitatori, atât timp cât nu deranjăm slujbele. Iar în perioada pandemiei au avut acest plastic pus la gard pentru că făceau slujba în curte, ne mai avem voie în interior și aveau nevoie totuși de un pic de intimitate. Avem niște panouri aici, proaspăt montate. Săptămâna trecută am avut o acțiune cu tinerii de la Capitala Tineretului. Noi am fost Capitala Tineretului fix când a început pandemia. Și atunci nu au mai putut să mai facă activități. O să veni niște pe partea ailaltă ca să vedem textul. Nu mai puteau să mai facă activități cu lume și au făcut genul ăsta de chestii culturale în care au montat pe de-o parte un traseu regal și au pus astfel de panouri la obiective de importanță legate de familia regală și traseul ăsta de octogon confesional, îl numesc ei, cu descriere, inclusiv cu braille. Deci asta este nou, ca să fie și pentru persoanele nevăzătoare. Mi s-a părut un detaliu foarte frumos din punctul ăsta de vedere. Iar noi acum vom intra pe cea mai scurtă stradă din Constanța, scurtă ca distanță. După aceea o să o vedem și pe cea mai îngustă, fiind peninsula, evident că totul este mic și compact, care se cheamă Strada Poștei. Pentru că, după cum spuneam, a fost Palatul Poștei în apropiere. Nici nu știu dacă are cineva adresă efectiv pe Strada Poștei, pentru că de obicei iau pe celelalte adiacente. Intrăm aici exact pe stânga. Avem un semn de stop lângă noi și un semn de stop în față. Asta este toată strada. Strada Poștei. Da. Aici fac eu cu copiii un fel de treasure hunt impus să numere cu pași de uriaș sau de furnică, câți pași le ies, că se termină repede. Și în timp ce copiii numără și sunt concentrați pe partea aceasta, le spun povestea pentru oameni mari. Acum 100 de ani, noi am avut o activitate legală, acea activitate care se întâmplă și acum la Amsterdam, în Cartierul Roșu, cu felinarul la fereastră,
Și vedem aici niște ferestre. La Brăila este și acum strada felinarelor. Apropo, nu știu dacă ați fost. Am fost la Brăila, da. Și știm că erau cu felinare roșii pe exact. Care le-au dezafectat. Exact, dar a rămas ca denumire, strada felinarelor. De acolo vine. Brăila a avut și mult mai bine documentată partea aceasta. La noi, în perioada musulmană, ocupația Imperiului Otoman nu prea s-au documentat, dar acolo era cu condică, cu acea tanti Elvira și cu fetele care da. Plăteau taxe. Primăria era alături și aici era cel mai celebru stabiliment cu astfel de domnișoare. Foarte rapid, exact. Taxa. Matroană, niciodată bărbat și 30% se plăteau ca taxe. Iar ăsta era celebru pentru că furniza doamne, ca să nu folosim alți termeni, care semănau cu actrițele din perioada respectivă. Deci era nișat probabil pentru o protipendadă care venea și la Palatul Regal, care este de fapt foarte aproape. Dacă ne mutăm un pic mai încolo, vedem și turnul de la Palatul Regal. Da. Deci suficient de aproape și totuși un pic ascuns, exact cât să le fie la îndemână. Etajul, asta știu că etajul și probabil și genul ăsta de ferestre erau folosite exact pentru partea asta de felinar. Și din câte știu, activitatea asta a fost legală până în 1947, când comunismul a trecut-o la ilegalități. Da, ilegalități, infracțiuni ușoare. Ceea ce este și acum, din câte știu, da. Doar că se plătește o taxă și din păcate atât. Nu se face un control, nici din punct de vedere medical și nici al traficului de carne umană. Eu aș prefera așa. Ne-am îndepărtat un pic de Muzeul de Artă Populară. Și acum, dacă ne uităm în spatele clădirii, vedem un aspect care ar putea aduce cu o biserică. De aici a venit detaliul acela că ar fi trebuit. Exact. Deci, din spate, multă lume are impresia că este o biserică. N-a fost nicio secundă și nici discuția. O să vedeți când o să filmați că exact acolo este scara care vă duce la etaj. Așa, lăsăm să treacă mașina. Și oficial am intrat în cartierul grecesc. Strada se numește Aristide Caratsali. Aristide Caratsali a fost și el un de fapt nu, aici au fost medici, familie de medici, de obicei erau medici sau comercianți greci. Știm poezioara aia, prin urmare și așa, deci noi vorbim astăzi de greci. Așa, dar în cazul ăsta era medic și fiul lui a fost și el tot medic. Aristide Caratsali chiar a stat un pic mai sus, la numărul 23. Fiul lui a studiat în Franța și a și rămas acolo și este menționat în istoria, în special a medicinii, ca făcând parte din echipa care a pus bazele sindromului Down ca boală. Deci este acolo menționat, foarte important. În timp ce Aristide Caratsali a fost și el consilier local, foarte implicat, ce spuneam, în viața socială și culturală a Constanței. Clădirea asta este și în reabilitare, tot sper să o termine pentru că a preluat-o înapoi comunitatea elenă din Constanța. Văd că iar s-a spart o fereastră, din păcate. E o teorie din psihologie cu teoria ferestrelor sparte, dar asta e alt subiect. Pentru că vor să se întoarcă aici. Asta a fost și ea una din primele școli primare, construită undeva după 1865 în Constanța, de greci. Pentru că era în perioada Imperiului Otoman. Uite, avem și aici o plăcuță, dar cred că tot așa, de pe partea cealaltă va trebui să iei textul. În clădirea inițială, pentru că asta mai a suferit niște modificări, au avut o cameră pe post de rugăciune, de biserică. Ulterior s-a construit biserica pe care o vedem în față și trece mașina. Sub steaguri vedem și anul păstrat, 1868. Când bate lumina, acum trebuie chiar să vede și mai bine și pe ăsta îl folosesc la treasure hunt ca să-i fac atenți pe copii. Asta înseamnă în perioada Imperiului Otoman. În principiu ar trebui să o ia încolo mașină. Ce se întâmpla atunci? Imperiul Otoman era destul de relaxat din anumite perspective, îi lăsau să-și continue stilul de viață ca să nu îi afecteze și otomanii nici nu aveau parte de răscoale sau alte probleme. Și aici au negociat grecii cu turcii de atunci. Putem să și intrăm dacă este să aruncăm un ochi, pentru că este foarte frumoasă și acum. Negocierea cu Turcia a fost în felul următor. Pe de o parte, exteriorul foarte simplu, după cum vedem, condiția esențială era să nu fie mai înaltă decât moscheea. De aceea am vrut să vă arăt mai întâi moscheea. Era cu acoperiș plat, o cruce foarte mică și fără clopotniță, pentru că erau simboluri creștine care nu erau permise, acea chemare la rugăciune. Clopotnița pe care o vedem noi este din 1947. Ce avem în continuare în interior și o să mergem să le vedem, avem candelabrele originale din 1862, donate de un negustor grec. Erau aduse de la Murano, făcute cu sticlă de Murano. Toată construcția s-a făcut cu investiții private, pentru că ei și-au adus marmură, piatră, tot, pictor, totul din Grecia. Nu aveau susținere de la conducerea musulmană de atunci, decât faptul că erau acceptați să-și construiască această clădire. Și mai avem o clădire jos roz, care arată așa ca un mic templu. Din păcate a suferit niște modificări și nu în sensul bun, mai ales în perioada regimului comunist. Avea o intrare în față mult mai somptuoasă. Este din 1898. Este primul teatru al orașului Constanța. Aici este primul teatru. Primul teatru, care se numea Teatrul Elpis. Elpis în limba greacă înseamnă speranță.
Vă spuneam deja că Nicolae Ceaușescu, Nicolae Iorga, după aia zic și de Ceaușescu, a ținut discursul inaugural și Ceaușescu a fost și el aici, pentru că el atunci creștea în Partidul Comunist. Noi aveam o grupare revoluționară aici care trebuia înnăbușită și se pare că în perioada respectivă ar fi stat o perioadă aici unde se țineau ședințele. George Enescu a avut și el două concerte aici. S-a jurat că nu mai vine la Constanța. La unul din concerte a avut succes maxim. La celălalt concert i-au venit doar 25 de spectatori pentru că venise și un teatru de revistă din Italia sau Franța și evident că lumea s-a dus la o chestie mult mai, la o distracție mult mai facilă. Este în continuare funcțional teatrul Elpis ca teatru de păpuși pentru copii. Mi-aș dori să fie un pic mai bine reabilitat și pus în valoare și mai ales i-am rugat, le-am sugerat să folosească recuzita de scenografii pe care le-au avut de la diverse piese cu păpuși, pentru că au niște premii internaționale pentru câteva din astea de scenografii. Și ar fi frumos să știe lumea de ele și să le vadă. Dar altfel ca spectacole sunt și acum sunt deosebiți. Ăla nu este... Nu e reclamă la desen făcut cu vopsea din aia care absorbe, nu știu cum, purifică aerul. Tot în cadrul Capitalei Tineretului au făcut o serie de astfel de street art foarte mari în diverse zone al orașului Constanța. Mai este un desen foarte mare la Spitalul Județean și încă unul o să-l vedem la sfârșitul turului în portul turistic. Și mai e unul la gară, tot așa foarte mare, în pasajul subteran de la gară. Așa, și intrăm în Biserica Ortodoxă Metamorphosis. Uite, inclusiv aici, chiar dacă nu sunt cu mine, cine vrea poate să vină să citească. Și avem în română, în greacă, engleză și germană. Ceea ce mi se pare foarte frumos. Teoretic am făcut și eu greacă la masterat. Practic n-am învățat prea mult, dar n-am avut suficient exercițiu. Mi-ar fi plăcut să mai profesez, să mai studiez un pic. Bună ziua! Aici avem... Asta sunt candelabrele. Da, cele trei. Celelalte micuțe sunt făcute ulterior, dar cât să fie măcar un pic în ton. Și fiecare icoană în parte este donată de câte o familie grecească. Cel mai bine se vede la asta. E trecut cu caractere grecești, inclusiv anul 1904. De aia sunt rame diferite, încadrări diferite. Iar lumânările au trebuit să rămână înăuntru, exact ce povesteam fiind în perioada epocii otoman, simbol religios. Și n-au mai avut un când să le mai scoată afară. Bine, acum nu mai au niciunde. Da. Ceea ce este și o chestie de siguranță. Foc, lemn și așa mai departe, plus că, uite, le afectează picturile. Și stilul de pictură e un pic diferit, pentru că de aia spun, având picturi aduși din Grecia, aveau... Și aici era un fel de mică modă și ca stiluri, ca influențe. Mâine o să fie duminică, da. Ea acum aparține de Patriarhia Română și se fac slujbe în limba română, dar este foarte apreciată biserica. Plus au câteva slujbe dedicate totuși sărbătorilor grecești. Au avut Vasilopita la începutul lunii ianuarie, în care se face o pită cu bănuți și dacă găsești bănuțul e cu noroc. Vinerea au slujbă dedicată Sfântului Fanurie, cum se face la noi aia cu Sâmbăta Morților, în care se aduce pâine sau ce se aduce și se donează în mijloc. Aici se face în fiecare vineri. Se pun toate mesele pe mijloc. E chiar impresionant așa, ca spectaculozitate. Și toată lumea e cu lumânările puse în ele și cu slujbe și cu toate astea. După aceea se dau de pomană. Am dat niște studenți și au prins exact când li s-a dat colac, covrici. Erau așa desfericiți cu cine știe ce. Și plus colivă, care pentru ei e interesantă, da. E prăjitura românească. Da, prăjitura românească, da. Am făcut la un Erasmus, eram facilitator și era ziua unei fete și ne-au zis că îi plac glumele astea chiar și un pic mai sărite un pic și am comandat tort de colivă și am pus o lumânare de biserică. Foarte încântat a fost și le-a și plăcut. S-au bucurat de tort. Da, cu siguranță a fost bună. Avem încă un Art Deco foarte drăguț aici, la care au reușit să salveze ușa originală cu furnici. Și avem două furnici, valurile mării și soarele. În general, ușile de genul ăsta au niște simboluri din natură. Și mi-a explicat cineva la un moment dat. Noi avem și furnici și albine și am mai găsit și păianjen pe pânză de păianjen. Uite, chiar o să vă arăt puțin mai jos. Furnica și albina reprezintă spiritul de echipă, pentru că lucrează tot timpul în grup. În timp ce albina prin fagure și păianjenul prin pânza de păianjen reprezintă perfecțiunea lucrului bine făcut. Și
pe astea chiar le-a ținut, le-am prins odată pe proprietarii intrând, ieșind, și o ținea în casă și când au reabilitat ușa, au pus înapoi una din furnici, că se desprinsese și ca să nu se piardă. Mi s-a părut foarte frumos din partea lui. Dar aici chiar arată furnici, o să avem unele care sunt așa mai un mix de insecte. Din cartierul grecesc o să ajungem imediat în cartierul armenesc. Și chiar locuiau atunci familiile din comunitățile respective. Acum evident că nu se mai păstrează neapărat, poate doar povestea caselor. Și cu ocazia asta ajungem și pe cea mai îngustă stradă din Constanța, după ce am văzut-o pe cea mai scurtă. Evident, cea mai îngustă stradă din România, știm că este la Brașov, strada Sforii, dar nu știu dacă ați făcut Brașovul. Da, am făcut. Probabil v-a zis și vouă ghidul că nu era de fapt o stradă. Era o alee care lega două străzi paralele pentru accesul pompierilor. Da. Exact. Ei, la noi a fost stradă pietonală încă de la început. Vă spuneam de acești comercianți greci și armeni. Și cu atât mai mult era folosită cu scopul acesta, magazine la parter și familiile locuind la etaj. Și are și un nume foarte frumos și este foarte instagramabilă în ultimul timp, Stradela Vântului. În general bate vântul, să vedem acum ce ne așteaptă. Deși astăzi pare să fie o zi liniștită și am ajuns pe cea mai îngustă. Aici este cea mai îngustă zonă, ea se lărgește un pic mai mult în partea de jos. Putem să mergem ca să vă arăt și unde a locuit cel la Serghi. Iar dacă ne uităm pe Netflix, ceea ce marea majoritate a oamenilor acum știu că se uită, avem un film pe Netflix care se cheamă în engleză What Happened to Monday, tradus în română motamu, ce s-a întâmplat cu luni. În italiană l-au tradus Cele șapte surori. Povestea este un science fiction post-apocaliptic în care familiile aveau voie să aibă un singur copil și această familie avusese șapte fete identice numite după zilele săptămânii. Fata numită Monday dispăruse luni. Da. Și jumătate din film s-a filmat aici. Știu că este o scenă în care se sare, dacă, uite, se sare de pe o clădire pe alta și cred că undeva în zona asta s-a întâmplat. Da, da, e foarte aproape. Exact. Și mai avem... după, aici o să avem o fereastră cu pânză de păianjen. Da, sus. Da. Și se mai vede și de pe latura cealaltă. Am trimis la un trejer altă vară aici, dar au fost foarte mulți participanți, aproape 100. Și am pus să caute. A fost unul pe temă marină, unul pe temă vegetală, așa, cu atenție la capace, și unul pe gresie. Da. Și i-am pus să caute acolo de unde iese cineva din casă, că e gresie, e foarte veche, e depozat. Și erau săraci locatari un pic speriați ce se întâmplă, de ce tot vine lume peste ei, da. Nu m-am gândit, știi, că voi deranja atât de mult. Bine, n-au deranjat neapărat, dar au fost așa o veselie foarte mare pe ei, că s-au distrat foarte mult cei care au căutat. Inclusiv cei de care povesteam că i-am avut în team building firma respectivă, au făcut o poză foarte drăguță aici, au fost foarte plin de inițiativă. Am zis că încurajez fotografiile creative. Și pe Stradela Vântului erau toți cu spatele la mine și aplecați. Eu n-am înțeles din prima ce au vrut să devântrez. Trăgeau vânturi. Da, deci au fost foarte creativi. Copiii n-au avut, din fericire, astfel de imaginații, au fost mult mai simpatici, plus că la copii am încercat să fac și altfel. Copiii, în general, au câte o jucărie preferată, câte o mascotă, câte ceva. Bine, și eu am o mascotă când călătoresc, am o rățușcă, nu-mi place să-mi fac eu selfie. Și am pus să vină cu jucăria preferată și să pozeze jucăria când găsesc indiciul părinții, că, în general, na, părinții erau mai concursieri, copiii doar se bucurau de explorare. Uite, deja aici se vede că e un pic mai mare. Mai intră și mașini, dar oficial nu este voie. Cel mult am mai văzut doar de-astea de aprovizionare. Și o face foarte plăcută. Și oficial am intrat în cartierul armenesc, pentru că aici era granița naturală. Cartierul grecesc într-o parte și de aici începea cartierul armenesc. Inclusiv, ia uite ce pisicuță frumoasă acolo. Inclusiv Cela Serghi, scriitoarea cărții Pânză de păianjen. A locuit în zonă și imediat vă duc să vă arăt exact casa în care a locuit. În care prima parte a cărții, poveștile respective sunt, se pare, un pic inspirate din copilăria autoarei, dar în rest este ficțiune. Ce o face interesantă în raport cu mine sunt câteva coincidențe. Numele personajului este Diana Slavu, numele meu este Diana Slav. Da. Povestea este plasată în Mangalia, în Constanța și în Balcic. Eu sunt născută în Mangalia, mutată în Constanța. Iar în a doua parte a cărții, personajul face facultatea de drept, eu sunt absolventă de drept. Așa s-a nimerit. Da, de aici încolo îmi scriu povestea singură, așa îmi place mie să zic. Asta este strada Mării, pe vremea celei Serghi, acum se cheamă strada Cricor Zambaccian, după acel Cricor Zambaccian care are Muzeul de Artă de la București și la cărui casă o să o vedem imediat când ieșim înapoi spre centrul vechi, spre centrul centrului vechi, că suntem în centrul vechi.
Ea se înfundă aici și imediat pe ultima căsuță galbenă o să vedem plăcuța. Tot comunitatea greacă le-a pus și pe acestea, au făcut un set de 10 plăcuțe, chiar dacă nu erau neapărat personalități de origine greacă. Cel la Serghie, dacă nu mă înșel, are origini, cred că evreiești, dar nu sunt sigură. Au vrut să marcheze și am zis că mai au o listă pe care o pregătesc. Pentru că inclusiv în Pânză de Păianjen povestea în carte că era vecină cu boierul Șuțu, casa de alături, care, uite, a intrat în reabilitare cu niște elemente maure superbe. Am avut ocazia să o văd și din interior, de-abia aștept să o reabiliteze. Boierul Șuțu a fost și guvernator al Băncii Naționale, pasionat de numismatică și acum e acoperit cu meș. Acolo e un balcon foarte frumos. În perioada lui acolo se termina mare tot, era stâncă și inclusiv el își făcuse balconul cu o scară spiralată ascunsă care să coboare direct către mare. Se pare că îi plăcea să stea acolo pe terasă să citească și avea și niște câini de talie foarte mare cu care își petrecea verile. Iar influența maură, da, e spectaculoasă, mai este încă o clădire similară pe partea cealaltă, o să ajungem și acolo la Biserica Armeană. Acum e proprietate privată, nici nu mă interesează ce va fi în interior, important este să fie salvată și sunt mulțumită. Dar în interior se păstrează niște mozaice, tot așa de inspirație maură, tip caleidoscop, foarte frumoase. Și aproape sigur le vor salva. Ai reușitele să supraviețuiască în comunism, când a fost curte de apel, când a fost consulatul Cehiei. Mă gândesc că cu atât mai mult acum vor fi salvate. O să mai vedeți că avem foarte multe. Uite și aici îmi place unghiul ăsta. De casă în triunghi. Așa. Și mi-închipui cam cum trebuie să fie camerele înăuntru. Ca mobilier. Partea asta, da, de reabilitare la noi a început undeva după 2017. Bine, într-o primă fază evident că au trebuit făcute partea asta de inventariere ca să-i vezi situația legală. Are proprietar, nu are proprietar. Este proprietatea statului, este proprietar privat. De-abia după aceea au început să se dea inclusiv penalități proprietarilor de clădiri de aici, care nu-și reabilitează, exact, cu această supraimpozitare. Se păstrează și acum această supraimpozitare. Acum, în ultimii ani, a început să intervină, pe de-o parte, cred că este în continuare birocrație, foarte multă, care uneori știu că și are și ea rolul ei și, evident, combinată și cu un pic de, poate, lene sau reavoință, care se duce uneori până spre corupție. Știu că directoarea Direcției de Cultură de aici din Constanța tocmai ce a avut un dosar penal în care a făcut deja o înțelegere cu anchetatorii că ar fi primit bani, bunuri, nu mai știu exact, pentru niște avize pe care le-a oferit. Deci de asta poate uneori proprietarii încep să aibă bune intenții, dar nu mai depinde de ei pentru că trebuie să aștepte avizele. Și ușor, ușor încep să se schimbe lucrurile în bine. Deci aici avem cu inițiale sus. Nu sunt sigură H și M de unde vine. Știu că a existat un Horia Macelariu, un ceva ofițer și dacă nu mă înșel în al doilea război mondial, dar nu sunt sigură încă. Trebuie să mai caut. Că dacă, na, ca la jurnalism și sunt absolventă de master în comunicare, să-mi confirm din trei surse informația și atunci pot să o prezint. Un mix pe care mă distrege de câte ori îl văd. Uite-te, trei uși. Da. Cât de diferite sunt și nimic. Nimic plăcut ochiului, din păcate. Și mai am unul și când o să ne întoarcem vreau să filmeze, dar n-am vrut să zic atunci aproape. Este un balcon acolo sus în colț. Când au reabilitat ăla cu elementele portocalii deschise, de așa, când au reabilitat balconul, că aia nu e reabilitare, mă rog, ce au făcut? Au făcut o izolare exterioară. Ei nici măcar n-au realizat ce au acolo și o să vedeți că este anul 1885 pus în oglindă. Da, deci este pus de îndoasele. Deci nici măcar nu au înțeles ce au acolo. Asta este. În cartierul armenesc, acum este pe strada Calatis, numele vechi al orașului Constanța, și aici au pus panoul descriptiv. Clădirea asta nu este originală, nu cred că e deschis, din păcate, că preotul lor vine doar la anumite slujbe și doar duminica, dar nu în fiecare duminică. Puteți să încercați mâine, poate aveți noroc. Ăla este alfabetul armenesc, o să mai avem ocazia să mai vedem o chestie, monumentul Hachikar, dedicat genocidului de la 1915. Ideea este că biserica originală de la 1898, cum scrie acolo, nu mai există. Există aici în curtea interioară, dacă era deschis, vă puteam arăta exact ruina de piatră care a mai rămas. Ea a avut foarte mult lemn și din păcate arsă în 1940, nu din cauza războiului, s-a întâmplat. Începând și războiul, nu au mai văzut cum să-și mai construiască o nouă biserică și asta era clădirea școlii armenești pe care au reamenajat-o și la etaj,
cred că atunci au și zidit, mă gândesc, ferestrele, au făcut-o să arate a biserică, se ține și acum în slujba în limba armeană, foarte interesant. Ei sunt ca prima nație care a adoptat creștinismul în lume, în anul 301 după Hristos. Nici Bizanțul nu o luase încă religia ca religie de țară, creștinismul, și au și una din cele mai vechi mănăstiri, dacă nu mă înșel, undeva prin anii 360 înființat. Am avut ocazia să ajung în Armenia și îmi doresc să mă mai întorc acolo. Iar 1915, nu știu dacă știți momentul acela din istorie, din istoria lor, ei erau și partea Imperiului Otoman. Ei nu sunt fani ai conducerii otomane pe care au avut-o, culmea să nostalgice a Imperiului Rus, fiecare cu influențele lor. Dar în 1915 încercau să-și obțină și ei independența, au început luptele foarte sângeroase cu turcii, bine, sângeroase de la turci către ei, și atunci s-au salvat foarte mult pe mare. Așa au ajuns în Constanța, noi atunci aveam undeva la vreo 4.000 de armeni, care i-au întâmpinat pe fraților armeni și restul i-au primit fără nicio problemă. S-a construit un spital, atunci un orfelinat pentru ei, o să vă arăt unde a fost casa acelui Manisalian, cel care a ajutat foarte mult comunitatea, și s-au construit aceste monumente. Monumentele astea o să-l vedem unul jos pe faleză, sunt ca niște pietre de mormânt, dar niciodată nu sunt făcute două la fel, tocmai ca să onoreze momentul respectiv și să-i comemoreze pe cei care au totuși au murit. Se estimează doar că ar fi murit undeva la 1.500.000 de armeni. Nu se știe exact câți au dispărut, câți au pierit în perioada respectivă. Iar fructul lor național, mi-a plăcut foarte mult povestea asta când am făcut turul în Armenia, am prins ghidul atunci, așa am făcut un tur de Erevan, este rodia. Și explicația de ce, că bun, sângele, că na, și la ei cu sânge, cred că toate popoarele au povestea asta cu sângele, bobițele, pentru că sunt individuale și totuși prinse într-o pieliță. Exact cum sunt armenii răspândiți în toată lumea și totuși uniți. Mi s-a părut foarte frumoasă explicația. Mai au ca al doilea fruct național, asta nu știu exact de ce, caisul. Dar n-am găsit o poveste pentru el. Știu că mi-am luat de la un târg de antichități de acolo cercei făcuți din lemn de cais și aia, na, i-am luat ca suvenir. Aici, balconul, dreapta sus, ăla de care povesteam. A, da. Au pus așa, da. Așa, da, da, da. Anno Domini. Acum o să avem o ușoară urcare în pantă. Deci dacă vrei poți să pui pe pauză, că o să gâfâim și nu pot să vorbesc. S-am ajuns pe strada Sulmona. Strada Sulmona este, de fapt, după orașul Sulmona, orașul în care s-a născut poetul Ovid. Ajungem imediat și la statuia lui. Ne-am oprit aici, pentru că avem cea mai bună vizibilitate, la clădirea din față, cu mozaicul roz, și după aceea, cu atenție la mașini, să te duci să filmezi de pe partea cealaltă. Mozaicul roz este original, undeva de pe la începutul 1910, când aici a locuit Cricor Zambaccian. Acel Cricor Zambaccian, care are muzeul de artă din București, cu colecția de artă. Se pare că aici, de fapt, și-a început colecția de artă pe care a donat-o statului român și a rămas la București. Evident, acolo poate să aibă parte de mai mulți vizitatori. Acum este proprietate privată, era într-o stare deplorabilă până să se deschidă magazinul ăsta de bucătărie sau ce Dumnezeu au aici. Aveau pe ferestre fotografii cu before and after, în ce stare era înainte și cum, uite, cum au reușit să o salveze acum, deși mă uite așa că mai există niște mici probleme cu tencuiala pe la balcone, dar altfel e bine că au reușit să o salveze. Rămâi acolo, că vreau să vă mai povestesc ceva și în partea cealaltă, pentru că ne-am întors pe Bulevardul Tomis, care era, evident, ștrasele nostru, strada principală. O să mai avem o stradă din asta de pietonală. Avem aici o clădire cu niște inimioare, care până recent a avut decorurile de Crăciun. Era exact cum e orășelul la Colmar, ăla cu mulți ursuleți, cu nu știu ce, așa era decorată această clădire. O altă clădire foarte bine reabilitată, proprietatea unui bulgar inițial și după aceea cumpărată de un grec, naționalizată, evident. Asta e istoria României, din păcate, foarte mult. Și proprietarul respectiv nu mai stă în România, astfel încât și-a păstrat proprietatea pentru că nu stătea în loc de ea, dar a durat foarte mult această retrocedare de care povesteam, că noi am vândut istoria neagră recentă, 2000 cu 2015, din păcate de aia sunt încă în paragină foarte multe clădiri. În momentul în care a obținut proprietatea clădirii complet, să aibă toate actele în regulă, a vândut-o, că a zis că nu mai vrea să mai vând nimic de a face cu România. Lucru bun, uite, că din fericire se respectă niște lucruri, a fost cumpărată de niște
oameni de afaceri local de aici din Constanța, care i-au promis că o vor aduce la frumusețea inițială a clădirii. Și la etaj există boutique hotel de 5 stele, se cheamă Belle Époque, e trecut alături la ușa de mare, da, de intrare, și la parter aici avem un bistro, foarte frumos și bistro de altfel, dar decorațiunile înăuntru sunt superbe. E o femeie, evident, care pune mai mult decât e nevoie, să spunem așa, ca decoruri, deși este încărcat, e un încărcat foarte frumos și de Crăciun a fost fabulos decorată. Iar sus, boutique hotelul are doar 7 camere și se cheamă Belle Époque ca să reprezinte perioada de epocă din care vine, începutul 1900. Fiecare cameră este decorată diferit. Madame de Pompadour, Ludovic al XVI-lea, venețian, florentin, doar așa, cu tapiserie, cu o mochetă pe jos de mi-era milă să calc pe ea, că am avut ocazia să o văd odată. Și nu primesc copii, nu primesc animale de companie. Este boutique hotel. Era singura soluție ca să-și păstreze exact investiția. Delegația Yokohama, orașul Yokohama este oraș înfrățit cu Constanța, aici a fost cazată. Ăștia, nu știu cum să zic, echipa de vârf de la Never Sea, aici se cazează la fiecare Never Sea. Deci există doritor pentru așa ceva, inclusiv în pandemie, din câte știu, au avut clientelă, atât timp cât au avut voie să funcționeze, la modul că încearcă, suntem fully booked, bine și râdeam, păi da, dar sunteți 7 toți, chiar și așa, nu este pentru oricine totuși clădirea. Continuăm în direcția asta ca să intrăm și în Mahalaua evreiască. Deși nu avem foarte multă istorie evreiască, avem câteva elemente, inclusiv acea casă britanică de care v-am spuneam, dar ne apropiem și de unul din primele licee ale orașului Constanța, școli superioare, care acum 100 de ani, cred că și la București a fost destul de similar sau nu numai. Aici au dispărut stâlpii, drăguț. Dar nu știu dacă au fost puternic după cum au dispărut. Așa. Ziceam de școlile superioare, iar uite, acum cântă. Da. Acum cântă Chemarea la rugăciune. Da. Asta știu că se face întotdeauna în funcție. Nu e la oră fixă, e în funcție de răsăritul soarelui și se schimbă minutele în fiecare zi. Atenție, mașină. Liceul Mihai Eminescu, prima dată s-a numit Școala de Fete Ana Ipătescu. Deci aici era Școala de Fete, acum putem să traversăm. Și un pic mai sus, cred că sunt 500 de metri, poate, este și Colegiul Național din zilele noastre, Mircea cel Bătrân. Acolo era școala de băieți, pentru că erau destul de aproape unul de celălalt. Nu aveau voie să fie văzuți împreună. Li se scădea nota la purtare, se considera că nu mai sunt atenți la învățătură. Evident că nu se mai întâmplă asta în zilele noastre, dar mi s-a părut așa foarte simpatică asta. Și cum povesteam un pic mai devreme, că aici oriunde sapi vei găsi istorie. Clădirea aceasta a folosit ca fundație ruine din cetatea Tomisului. Undeva din curte, din spate, pot să vă arăt o singură porțiune foarte mică, vizibilă. Au tot la fel aici în curte, dar nu este nici vizibilă și nici deschisă vizitelor, o biserică creștină din secolul VI, care avea și niște resturi de picturi, e mult spus frescă, pentru că nu erau atât de elaborate, pe care, din păcate, cred că le vom pierde. Da, povestim imediat și de clădirea asta. De aia am vrut să vă aduc și în cartierul evreiesc. Acea baserică este doar închisă și atât, dar din păcate pictura este afectată pentru că noi avem salinitate și umiditate aici foarte puternică și fără o formă de conservare mai puternică, cred că vom pierde, dacă nu s-au pierdut deja, că n-am mai fost de câțiva ani nici eu acolo. Foarte tristă asocierea, avem niște tomberane de gunoi și se văd niște pietre foarte vechi. Alea continuă pe sub liceu, de asta spuneam că aici oriunde săpăm găsim istorie, deci alea sunt tot din cetatea Tomisului, iar după ele, că nu se vede, este o trapă cum ar fi capacul de canalizare, dar un pic mai mare ca dimensiune, și acolo de desubt este acea basilică, care spuneam că nu este deschisă la vizită. Nu e treaba liceului să o reabiliteze, e treaba specialiștilor de la arheologie și de la Ministerul Culturii. Ei atât și-au făcut datoria, au închis-o pentru conservare. O priveliște destul de interesantă de aici, dar sper să găsim moscheea deschisă, dacă nu oricum o găsim mâine, sigur, să mergem sus ca să aveți cu adevărat vederea panoramică 360 de grade. Și avem aici o căsuță, nu arată foarte bine săraca, din păcate, una din foarte puținele influențe gotice, spuneam că noi avem mici elemente de arhitectură și cu o coloană grecească. Ei se spune casa din piatră, pentru că este această piatră tot la fel fosiliferă. Și tot de aici, în zare, dacă te uiți, ai zonă costieră un pic, clădirile, cum se văd așa, râpa. Nu avem... Ușor spre stânga.
Da, nu, cred că vede că are suficient de unghi de wide. Mie mi-aduce aminte de Veliko Târnovo și coastele alea cu case. Într-adevăr, nu avem terasat ca în alte zone, dar tot e o priveliște destul de frumoasă. Din anumite unghiuri de aici, de pe Valea Portului, că noi așa și spunem, nu mai știu cum se cheamă acum strada, a Termele Romane, se vede tot la fel perspectivă, inclusiv un pic mai sus, la fel zonei se spune Poarta 2, pentru că Portul Constanța are porți de intrare, Poarta 1, Poarta 2 ajunge până la 14 sau 16, care se termină la Gigea. Deci cine știe portul poate să intre de aici cu mașina și să iasă direct la podul de la Gigea. Atât este de mare Portul Constanța. De aia este în top 5 cel mai mari din Europa. Am intrat oficial în cartierul evreiesc. Casa de piatră de aici este Casa Aleon. Nu știu sigur aici dacă este de origine armeană sau evreiască, parcă mai degrabă armeană. Jean Aleon era ornitolog, bird watching în engleză, că sună mai bine. Tatălui era prieten cu Mihail Cogălnicianu, așa au descoperit zona Dobrogei. Cogălnicianu a avut 3 proprietăți în Dobrogea, de altfel. Și Jean Aleon a venit aici, din turnul acela frumos pe care l-am văzut, făcea acel bird watching. Noi avem traseu de migrație înregistrat oficial în partea asta științifică, din Siberia către Africa, vreo 8 trasee pentru păsări. Și de-aia prefera să stea aici, ca să-și facă monitorizarea de păsări. Și avem aici cel mai mic colț britanic posibil. O casă tipic britanică. Aici a fost sediul acelei companii de care vă ziceam, care a dezvoltat foarte mult, una din ele, dar asta a rămas principala, Danube Black Sea Railway se numea firma respectivă, cu birouri aici. Ce are interesant această clădire, și acum fiind reabilitată se vede și mai bine, ferestrele sunt britanice, ghilotină care se ridică, nu clasicele noastre care se deschid de la jumătate. Știu că la etaj chiar locuia o familie, la parter nu știu sigur dacă mai locuiește cineva, asta știu că era în administrarea primăriei. Și deși suntem în Mahalaua evrească, am avut armeni, britanici, greci și terminăm cu sinagoga. La casa grecească, din păcate nu este într-o stare foarte bună și nu cred că se va mai întâmpla o reabilitare la ea, deși o începuseră, că de-aia scria pe plăcuța aici, înainte de pandemie. În schimb, vedem unde au fost balcoanele. Baza era din șină de cale ferată. Da. La noi totul se refolosea, să spunem așa. Iar aici, când au început reabilitarea, atunci am avut și eu ocazia să o văd din interior, avea sistem de încălzire cu aer cald în pereți și în podea. Era o inspirație romană pe care au adaptat-o la 1900, că uite, scrie 1897 pe plăcuță, și după aceea, dacă ne îndepărtăm, vedem și sus în caractere grecești, Teodor Rusu, și cred că și acolo este trecut anul 1897, un negustor grec a avut aici proprietate. Și toate balcoanele erau cu șina de cale ferată. A fost o, probabil, nu neapărat o modă și o chestie practică, probabil, a orașului, de a refolosi, pentru că se schimba când s-a schimbat calea ferată britanică. Prima cale ferată s-a construit de britanici la 1860, Constanța-Cernavodă. Alea a fost, la fel, unul din primele momente de dezvoltare a zonei. Și un monument, din păcate, într-o stare deloc bună. Singurul lăcaș din cele 8 de care spuneam religioase, sinagoga evrească, nefuncțional, a căzut acoperișul, a dispărut fierul forjat dintre etaje, nu spunem cine l-a ajutat să dispară, și atunci, evident, sub propria greutate a căzut. Pentru că eu am niște fotografii din 2014, când încă era acoperișul pe poziție. Și se păstra și o parte din pictură în interior un pic mai bine. Acum deja au crescut toți etari, nu doar înăuntru, ci și la etaj. Uite, dacă ne uităm, la etaj n-am mai urcat. Nu am avut curaj, că mi-a explicat cineva că nu, neavând nicio structură de rezistență, e doar pământ tasat. Și la un moment dat, sub greutate, poate să cadă. Și cum țin la picioarele mele, am admirat de la parter și am văzut mers mai departe. Din câte știu, încă nu este declarată monument istoric și nu este inclusă pe nicio listă. Se tot discută să se pregătească toți pașii ăștia, care și ăștia înseamnă o groază de timp și hârtii și așa mai departe, tocmai pentru a intra într-o formă de reabilitare cu accesare de fonduri, cum s-a întâmplat cu cazinoul, dar cazinoul era declarat deja monument. Deci aici procesul va fi un pic mai de durată. Iar clădirea asta de alături, cumva, din câte știu, este și ea cu istorie un pic evreiască, aici era cu sediul comunității, undeva în perioada interbelică, dacă nu mă înșel, sau după anii 40. Deși noi după nu cred că am mai avut foarte multă comunitate evreiască, ai grijă? Pentru că știm că, din păcate, au plecat din România foarte mult. Iar și acum, oficial,
din ultima statistică pe care o știam eu, comunitatea evrească este cea mai mică din Constanța, undeva la 50 de persoane și ele foarte în vârstă. De automat n-au nici forța și nici puterea economică de a mai face ceva cu reabilitarea. Mixul ăsta de favelă. Da, 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 știu că intră și ea în reabilitare și asta la fel are balconul cu șine de cale ferată. Da. Și dacă nu mă înșel, asta este chiar șină de cale ferată britanică. Am avut ocazia odată să am pe cineva cu care stau de vorbă, care lucra la asta de aici, cu meșul de... De da, structura de bază. Și lucra la muzeul de cale ferată de la București. Și ei știau diferențele astea de nu știu ce dimensiuni, diametre la, la șină. Da, da, da. Și atunci i-am zis eu de Daniel Blexire lui, că știa de firmă și l-am trimis să vadă clădirea respectivă. Ne-am întors înapoi în Bulevardul Tomis. Asta e avantajul peninsulei. E atât de compactă zona, că oricum ar fi n-ai unde să te rătăcești. Tot aici ajungi. Da. Ori ajungi în piața Ovidiu, ori ajungi înapoi sus în centrul nou, cum ar veni la Muzeul de Artă și de Artă Populară. Și automat ai înapoi puncte de reper. Imaginați-vă aici vara, când este plin, toată lumea cu terase până afară. Acum au mai rămas doar cele cu igluri, care sunt și ele foarte frumoase. Eu mie îmi plac. Inițial nu am fost neapărat ok, dar uite cum a fost și cu pandemia, acum a fost exact ce trebuie. Făceai o izolare naturală, mai mult sau mai puțin, și distanțare, în care fiecare masă era suficient de separată de cealaltă cu partea asta. Și au și sisteme de încălzire pe interior. Mai de asta sunt perfecte pentru iarnă și seara sunt cu luminițe. Dacă ați zis că rămâneți. Da, da, exact. Și pe seară o să le vedeți, chiar arată frumos. Aici aveți o pizza. Aici aveți o pizza foarte bună. Și de unde v-am arătat, de la liceul Mihai Eminescu, cu vedere către port. Bine, se poate și pe aici, a luat pe partea cealaltă. Este un restaurant care se cheamă Rosmarin. Pe ăla vi-l recomand pentru mâncare, i-am povestit mai devreme. Face niște chestii inclusiv dobrogene sau chiar și românești, dar un pic reinterpretate și nu numai, exact. Toate sunt bune, dar ăla e cumva și eu îl prefer. Adică merg destul de des la ei să mănânc. Ca altfel, na, meniu internațional. Cam cum au toți, ăsta cu pizza la fel e un nebun frumos, ca să zic așa. A pornit inițial din cafenea, inclusiv cu cafea la ibric, face cafea marghiloman. Știi cafea marghiloman? Aici o face, deci aici o ai. Și și-a dat seama că lumea începe să devină flămândă și că îi pleacă și ok, cum fac ca să-i fac să mai și mănânce. Și a început să joace cu cocă, cu maia, cu aluaturi, cu din astea și a făcut și cuptorul lui. Deja l-a schimbat de vreo două ori, că nu știu cum nu-i venea căldura, lumină, astea ce-i trebuia lui acolo, sistemul de ventilare. Și face niște treburi, da, foarte bune și ingrediente și aduce din Italia foarte multe, de la semolina, făina aia mai dură și mai multe. E marcat așa, dar o să sărim semnul, dacă este. Vreau să vă arăt ceva pe lateralul clădirii. Suntem în piața Ovidiu, evident, la origine piața Independenței, direct denumită datorită poetului. Și aici avem Muzeul de Istorie în zilele noastre, iar pe lateral vreau să vă arăt o bornă kilometrică din perioada Imperiului Roman. Tocmai pentru că v-am arătat-o și v-am arătat și blocul, care vă ziceam că este ca o bornă kilometrică simbolică între centrul vechi și orașul modern. Ca să vedeți cum arăta o bornă kilometrică de atunci și de ce arăta în forma aia. Iar dacă o să vizitați Muzeul de Istorie, o să mai vedeți niște borne kilometrice, inclusiv cu textele traduse, care s-au putut salva. Da, acolo aveți muzeografii care o să vă explice probabil mai în detaliu decât mine. Toate astea de pe lateral de aici, în general, sunt pietre de mormânt. S-au găsit foarte multe necropole, zone din acestea funerare, din care și-au putut extrage informația istorică necesară. Doar această coloană de lângă stâlp, coloana asta micuță, e micuță, mă rog, e micuță comparativ cu stâlpul, dar ea este o bornă kilometrică. De ce este atât de diferită? Noi știm că borna kilometrică e aia mică, dar este pentru noi care sunt la nivel cu solul. Asta trebuia citită de romanul Călare pe cal. Și automat s-a ridicat nivelul de înălțime. Și se mai vede că și asta mai are încă un pic, este undeva al patrulea de sus în jos, se și vede cuvântul Invicto. Evident că se trecea versiunea învingătorului, deci al cel invincibil, care cucerise probabil zona. Și cu asta se marcau drumurile de la un teren, de un oraș la celălalt. Ok, ne întoarcem în piață. Ca să începem așa, un pic rotativ, să spunem,
clădirea din spatele meu care vede către port. Are și ea un restaurant, are multe tipuri de bere, dacă sunteți băutori de bere, 100 de sortimente. Așa. Casa Damadian, Cic Damadian, armean și asta el. Se numește casa din spate. Da, da, da. Ca, în general, se dă numele proprietarului original. Uneori poate ales arhitectului, dacă e un arhitect important. Dar la noi au fost de multe ori pe proprietar. Comerciant cu cereale și, evident, cu vedere către port. Este proprietatea unui norvegian. El a cumpărat-o de prin anii 90. I-a plăcut atât de mult, deși atunci nu aveam încă listele de patrimoniu și din astea și a vrut să o țină tocmai ca să o salveze. Și încă mai lucrează, din câte știu, la reabilitare în interior, că nu vrea să închirieze în birouri diferite în care fiecare să-și spargă, să-și pună nu știu ce, vrea să închirieze ca un tot unitar sau mai bine o ține așa. Deocamdată e doar restaurantul închiriat la parter. Mai avem Casa Hrisikos și aici a fost restaurant la parter vara, acum au închis. Era un restaurant ucrainian cu lanț din Odessa, care s-au mutat aici. Noi avem în Constanța undeva la vreo 10.000 de ucrainieni veniți din cauza războiului, da. Și care unii și-au dat seama că nu se știe când se vor întoarce sau dacă au la ce și atunci au preferat să înceapă să-și investească aici, să se așeze un pic. La etaj este hotel și aici de 4 sau 5 stele, sunt vreo 20 de camere, foarte frumoase, dar mult mai modern, elegant decorate, inclusiv cu vedere către piață. Și chiar am avut o grijă când am vizitat aici, am stat de vorbă cu managerul și am întrebat-o pe ea, că e o ea, dar zic, cum faceți, că aici avem foarte multe concerte, festivaluri, nu deranjează? Nu, nu, că avem etanșeitate foarte bună. Hai să-ți dovedesc. Are sistem dublu de geamuri, în momentul în care l-a închis și pe al doilea nimic. Deci nimic, că erau tot așa muzică mai tare pe aici, nimic nu se mai auzea. Deci, am apreciat lucrul ăsta. Hrisikos înseamnă aurit în limba greacă, proprietar grec la origine, de-aia au făcut și cupola aia un pic mai lucioasă când au reabilitat-o. Gheorghe Hrisikos făcea afaceri în port, pe de-o parte, și niște afaceri un pic mai puțin legale, din când în când, sau așa, la niște granițe legale. Și la un moment dat a fugit din România, în Odessa, ce înseamnă, uite, istoria un pic, ca să nu fie arestat. A fost arestat 2 ani mai târziu, în 1912, atunci i s-a confiscat și clădirea și l-a fost pus la închisoare pentru bancrută și fraudă financiară. În schimb, când era terasa aici acum 100 de ani, veneau să-și bea berea Caragiale, Vlahuță și Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Eminescu nu venea aici, o să vedem unde venea și Eminescu, ai grijă. Că știm că Eminescu cu Caragiale nu erau cei mai buni prieteni din cauza sursei muzei comune, pardon. Mergem în fața statuii lui Ovidiu, avem o poveste legată efectiv de statuie și după aceea niște legende. Una este doar o legendă urbană, nu am dovezi pentru ea și mă îndoiesc că vom avea vreodată, așa încât o să o prezint și eu doar cu caracter de poveste. Va chinui și pe voi la școală cu Ovidiu, ca pe noi? Ne-am făcut și latină și mai multe. Nu, noi nu. Da, nu că aș mai ține minte ceva de seama din latina pe care am învățat-o atunci, dar i-am citit biografia în pandemie. Mie pandemia mi-a dat timp așa să mă actualizez niște informații. Ovidiu era un poet roman dintr-o familie de aristocrați, ceea ce înseamnă că a fost un răsfățat încă din copilărie. El la 18 ani n-a făcut serviciu militar, a făcut studii poetice în Grecia și în Sicilia și a ajunsese la a treia soție în momentul în care a fost exilat aici. De fapt, verbul corect este a fost relegat. Exilul însemna că era alungat și se confisca și averea, el a fost doar alungat, dar averea a rămas familiei, la cea de-a treia soție și cred că avea și un copil sau doi. Se pare că devenise prea prieten cu nepoata împăratului, cu Iulia, și începuse să facă și niște pamflete la adresa împăratului, pe de-o parte, plus partea aceasta de prietenie, iar împăratului era frică de complot pentru tron. El a fost alungat în zona asta, în timp ce Iulia a fost alungată în zona Franței din zilele noastre, la fel fără posibilitatea de a se mai întoarce. A plecat undeva în noiembrie din Roma și a ajuns aici în februarie. Dai seama cum era pentru el, care nu fusese obișnuit cu genul ăla de temperaturi, să ajungă aici, plus că era o zonă considerată foarte barbară, că era capăt de Imperiul Roman. Și a început să scrie tristele pe drum, în care încerca să-și ceară iertare, dar, mă rog, într-o formă așa simbolică, și să povestească cum este drumul. Când s-a stabilit aici, a început să scrie ponticele, de la Pontus Euxinus, Marea Neagră. Prima dată a zis că sunt cele mai barbare triburi pe care le-a văzut vreodată. Nu vorbeau, triburi, da, păi de asta zic că era o chestie așa greu de controlată. Scitia Minor aici avea acei geți, traci și așa mai departe. Nu daci, Dacia n-a ajuns, de fapt, aici. Doar se bănuie la fel cu Burebisa, dacă nu mă înșel, că ar fi ajuns la Marea Neagră. Și nici nu vorbea limba, de asta e numea cei mai barbari. A început ușor, ușor să se împrietenească cu localnici. Localnicii au fost foarte mândri ca un aristocrat roman trimis aici și l-au scutit de plata taxelor. Dar făcea serviciu militar la zidurile cetății. El avea 50 de ani deja atunci, deci n-a făcut în tinerețe, a făcut serviciu militar aici.
Și a început să zică că sunt cei mai viteji oameni pe care i-a văzut vreodată. Și nu i-a plăcut, în schimb, iarna la noi. În poemele acelea pe care le scria și în scrisori, spunea că iarna la Tomis ține 3 ani de zile. Nu s-a adaptat probabil. De asta zic, uite, astăzi avem noroc că nu este aproape deloc vânt. Ca o curiozitate legată de această iarnă care ținea 3 ani de zile, ne uităm la case. Noi nu avem sistemul terasat mediteranean, ca să spunem așa, pentru că casele sunt cu spatele la mare. Da. Uite, intrarea și balcoanele sunt dinspre oraș. Exact, priză. Din cauza vântului pe care îl avem de obicei. Astăzi suntem noi norocoase. Da. Și statuia a fost plasată, dar nu aici, încă de la început. Statuia a fost comandată de acel Remus Opreanu, pe care l-am văzut pe piramida menționat. Făcută în Italia și adusă până la Cernavodă, undeva pe la 1885, și a mai durat 3 ani de zile ca să o transporte de la Cernavodă la Constanța și să-i facă piedestală. Au făcut un bal caritabil de fonduri, strângere de fonduri, la un alt casino, pentru că cel pe care l-avem noi este al doilea casino al orașului Constanța, și atunci s-a făcut soclul și s-a pus statuia. Dar statuia nu a fost aici încă de la început. Ne imaginăm piața un pic mai, tot în engleză, că na, mă sufăr de romgleză, recunosc, un pic mai open space, mai aerisită. Nu era urâțenia aia de bloc comunist acolo și automat se vedea, mult mai aproape se ducea piața către sinagogă. Și nu era nici celălalt bloc, se ducea de fapt piața până la moschee și o să vedem în spatele blocului până la Casa cu Lei, de care probabil știți, o să ajungem și la ea. Și atunci, statuia era poziționată cam unde ar fi chioșcul la mic de paznic, lângă cel de ziare. Simbolic îi întâmpina pe cei care veneau în piața Ovidiu. A fost plasată în diverse alte așezări, așa se pare că ar fi ajuns din cauza, oarecum, familiei Ceaușescu. Înainte de asta, a mai avut un moment greu statuia, prin care a trecut în primul război mondial, în iunie 1916. Ne-am avut aici niște atacuri venite de la soldații bulgari. Soldații bulgari erau foarte destructivi în tot ceea ce făceau, cum se întâmplă și acum, uite, în război, trecând peste partea de violuri și toate cele, era de vandalizare. Au dat jos această statuie cu sfori. Există o fotografie de epocă când este căzută statuia și gâtul retezat. Și din manevra asta s-a pierdut un mic detaliu. Ofițerii nemți ne-au salvat statuia, au zis că arta nu se folosește în război. Știm că în al doilea război mondial s-au schimbat un pic perspectivele. Când au pus înapoi statuia pe soclu, atunci s-a văzut că lipsește acel element care nu a mai fost reconstituit. În Sulmona, dacă ajungeți vreodată în orașul lui natal, nici eu n-am ajuns, dar îmi doresc, acolo se vede, pentru că mergi o statuie după același tipar, după aceeași matriță. Avem o mână în talie și una în falcă. Mâna din talie are o tabletă, da. Mâna din falcă are un stilus, avea un stilou simbolic cu care se scrie pe tabletă. În Sulmona se găsește stilusul, noi nu-l mai avem. De atunci se pare că ar fi dispărut. Iar așezarea asta finală, deci ziceam că îi aparține oarecum sau este legată de familia Ceaușescu. Avem a doua primărie a orașului Constanța. Victor Ștefănescu, un arhitect pe neoromânesc foarte bun, foarte apreciat, a construit-o pe aceasta. În același timp, în 1910, supraveghea lucrarea la primărie și la moschee. Tot el a proiectat-o și pe aceea. Când o să intrăm să o vizităm, o să vă arăt și semnătura lui în piatră. Iar aici, când a fost primărie, ar fi ajuns familia Ceaușescu în vizită. Și avem două povești aici. Legenda urbană, mai întâi, se știe că tovarășa era la fel de demanding, nebună în cerințe uneori, absurdă, și se pare că ieșind acolo la balcon, pentru că știm că lor le plăcea la balcon, salutul poporului, asta este doar poveste transmisă din gură în gură, deci nu știu dacă este reală, ar fi zis că ea de ce nu vede marea de acolo. Statuia s-a pus ulterior. Pentru că noi după al doilea război mondial, după cutremurul din 77, de aia zic că s-ar putea să fie totuși alt motiv, noi aici am avut linie de case, erau 3 case superbe care au dispărut aproape peste noapte cu dinamită. Și povestea reală, da, povestea ca legendă urbană spune că din cauza ei, cealaltă explicație ar putea să fie că fusese avariată la cutremur și că poate și ăsta a fost un motiv, pentru că la fel am mai avut o altă sinagogă care și ea a fost avariată la cutremur și a fost demolată la începutul anilor 80. Ar putea să fie aceeași explicație și la casele astea. Da, momentan, ținând cont la câte au dispărut. Momentan, da, este legată și exact și de ea. Blocurile astea două comuniste nu au legătură cu familia Ceaușescu sau, mă rog, cu regimul Ceaușescu, au legătură cu regimul comunist anii 62, deci înainte de Ceaușescu, când probabil, nu știu ce a avut cineva în cap, ideea asta de a închide cumva piața. Dar, de fapt, ascundeau niște clădiri superbe. Ați văzut și acolo în cartierul evresc și imediat o să ajungem și în partea cealaltă. Hai să mergem în a doua jumătate a pieței, ca să ne apropiem un pic de sarcofage. Aici, momentan, muzeul se poate vizita, edificiul roman cu mozaic. Într-un final a intrat în reabilitare, finally. Nici nu mai știu de când așteptăm să se întâmple asta.
pentru că este proprietatea Consiliului Județean. Mă rog, în administrarea Consiliului Județean, pardon. Și tot ce este sit arheologic, muzeu de istorie, sunt administrate de Consiliul Județean. Automat, asta de multe ori poate îngreunează niște lucruri cu acele licitații publice la care, nu știu dacă nu au avut fonduri suficiente, nu au făcut programul cum trebuie, nu se înscrisese nimeni. Într-un final, se pare că au reușit să găsească pe cineva. Nu prea ne ajută ăsta, dar pot să le explic. Adică dacă era uscat, se vedea mult mai bine. Au inclusiv logo-ul de primărie pe undeva pe aici. Primăria doar a dat acceptul să fie montate, n-a avut nicio contribuție. Exact, este aici Discover Dobrogea sau Dobrogea de Patrimoniu. E un proiect privat al unei asociații, tot așa, care vrea să promoveze, aia este, istoria. Și sunt în total, momentan sunt cred că 4 plăci, dacă nu mă înșel. Planul este să se pună chiar mai multe, uite, mai este una și acolo, cu clădirile de referință din zona centrului istoric. Aici sunt chiar la casino, da, că eu îl recunosc după detalii, cu sponsorizare privată de la firma asta care a furnizat piatra și lucrarea, este laser în apă făcută lucrarea. Și au fost montate în noiembrie, anul trecut, dacă nu mă înșel, tot la fel ca să fie la aniversarea Dobrogei. Noi cumva o sărbătorim de două ori, pentru că oficial este 14 noiembrie, data la care au intrat trupele române în Tulcea, și noi în Constanța 23 noiembrie, când au ajuns și la noi. Și atunci o parte le-am montat pe 14 și pe celelalte le-am mutat pe 23. Și știu că mai au un plan să mai facă încă o serie de astfel de clădiri importante pentru Constanța, cu câteva detalii exact ce are nevoie omul ca să știe vechimea clădirii, arhitect sau orice altă poveste importantă legată de clădirea respectivă. Tot așa se vrea, o să-i spunem așa optimist, un mic parc arheologic. La fel ce spuneam, că au foarte multe piese în inventar Muzeul de Istorie și aici au expus o parte din istoria asta funerară, sarcofage. Asta s-a folosit spre sfârșitul Imperiului Roman, inspirat evident din Egipt. Partea bună pentru noi este că noi nu avem aici, după cum vezi, restul au zăpadă, au din astea, la noi a nins și a doua zi deja se topise. Nu avem precipitații foarte multe, în schimb avem salinitate. Și asta a conservat foarte bine inițial sarcofagile atunci când au fost găsite. Acum evident că sunt goale, că mai încerca lumea să vadă dacă e ceva înăuntru. Iar într-unul din astfel de sarcofage, când o să vizitați Muzeul de Istorie, o să vedeți înăuntru expus, au găsit scheletul unei femei și flori uscate. Atât de bine se păstraseră, da. Celelalte sunt pietre de mormânt în limba greacă, elenă, sau nu știu cum se spune, greacă veche, traduse în română și în engleză. Mi se pare la fel de ajutor pentru cei care vor să studieze singuri, să citească textele. Pe una din ele o folosesc eu ca poveste de treasure hunt. Îi pun să, așa îi fac să și citească textele. Ne ducem acum la cea mai mică piatră și cea mai subțire și cea mai îngustă, da, și toate cele. Bine, lor nu le dau indiciul ăsta, pentru că vreau să citească totuși poveștile, că sunt niște rezumate ale vieților respectivilor. Și aici indiciul este foarte simplu, că avem soț și soție cu același nume, Paula, soția lui Paul. Și ăsta este indiciul pe care îl dau eu copiilor să caute. Dar de ce îi pun să caute pe asta? Una la mână care cruce, deci deja a venit să creștinismul aici. Doi la mână este o placă refolosită. Ai text în greacă sus, ai text în caractere latine jos, cap în jos. Deci este... Da. Nimic nu se aruncă, totul se refolosește, ceea ce mi s-a părut fabulos. Că de unde să tot scoți pietre pe care să le lucrezi? Și atunci ei ceai la îndemână. Și când s-a construit blocul, de fapt așa s-a și găsit, uite, chiar au marcat tot perimetrul, oho, chiar lucrează bine, bravo. În 62 trebuiau să facă sistemul de canalizare aici și restul de conexiuni. Așa au găsit în Valea Portului edificiul roman cu mozaic, pentru că totul era acoperit de pământ. Aici și eu zic, efectiv, e o vale care duce până în port. Portul Tomis se termina aici. Noi aici aveam termele romane. Termele romane nu erau doar ca să se spele. Dacă aveți ocazia să mergeți la Varna să le vedeți cu adevărat cât de mari erau și cât de impresionante, era un complex pe 3 etaje. Ce s-a găsit la noi era etajul 2 și era exact podeaua și cu zona unde se țineau discursurile publice. Și un mozaic cu o lucrare foarte elaborată, mai trebuie curățată și de praf ca să se vadă lucrarea, dar na, iarăși devin sarcastică. Important este că au început lucrările și mă bucură lucrul acesta, pentru că a început să aibă probleme când ploua afară, ploua și înăuntru. Curgea apă prin diverse zone și e greu de explicat turistului străin de ce ai găleți pe margine. Românește știm, dar na.